Îndrăgita scriitoare, Ileana Vulpescu s-a stins din viață în urmă cu puțin timp, la vârsta de 89 de ani. Vă spun sincer că îmi este destul de greu să vă prezint această știre. Am cunoscut-o pe Ileana Vulpescu, i-am luat mai multe interviuri, era prietenă cu mama mea și a sa familie a fost adeseori alături de familia mea. Un scriitor excepțional, o familie absolut deosebită, un om care știa cu sufletul să transmită și cu talentul său lucruri atât de frumoase și de absolut deosebite, puse în pagină cu un talent absolut uriaș. Îi mulțumim Ilenei Vulpescu pentru tot ceea ce a scris în viața sa. Este un moment dificil pentru toți cei care au cunoscut-o. Se născuse pe 21 mai în 1932 în județul Dolj. A absolvit Facultatea de Filologie în București. A lucrat ca lexicograf la Institutul de Lingvistică a Academiei și a colaborat la redactarea lucrărilor Dicționarul Limbii Române și Dicționarul Explicativ al Limbii Române. Știți, cred, mulți dintre dumneavoastră că a fost soția poetului și traducătorului Romulus Vulpescu. În 2012 a plecat de lângă noi și soțul său. Sunt multe momente pe care ar trebui să le revedem cu Ileana Vulpescu, multe interviuri pe care domnia sa le-a dat și postului nostru de televiziune și vreau să vedem unul dintre aceste momente. Mai există o viață viitoare, trebuie să vă spun. Indiferent că acolo să zicem că ești răsplătit pentru faptele bune, aș vrea să termine totul aici. De ce ați vrea să termine totul aici? Nu știu, viața asta nu pot să spun. Poate că să nu supăr pe Dumnezeu, să spun că a fost foarte rea, dar cum nimeni nu știe decât cel care a trăit o viață, își știe el viața, nu pot să spun că aș mai vrea o altă viață. Sigur că dacă e să credem în teoria reîncarnării, ai uitat tot ce a fost înainte și ești altul. Dar ideea care trebuie să iau de la început, nu mai doresc. Eu mă declar mulțumită cu ce a fost aici. Nu mi-ar mai trebui altceva.